Bună dimineața! Vă salută Tatiana! Astăzi vom începe, pentru doamnele începătoare, o nouă lucrare. Și va fi o lucrare cu accent pe sărbătoarea Crăciunului. Din revista doamnei Emilia, care a fost atât de drăguță și mi-a trimis această revistă, voi lucra astăzi îngerașul. Și pentru aceasta avem aici o fotografie mult mai mică. Pentru aceasta eu voi folosi firul Bravo și croșeta cu numărul 2. Eu am realizat pe culoarea albă acest model. Am vrut să văd cum iese, iar până în momentul în care voi găsi accesoriu adaptat pentru căpușor, deci vom face partea centrală a îngerașului. Așa cum spuneam, voi folosi firul Bravo, croșetul cu numărul 2, vom avea nevoie de foarfece și de răbdare. Este un model pentru doamnele începătoare, bineînțeles, îl pot lucra și celelalte doamne, cine dorește, iar acest model nu trebuie apretat. Pentru început voi face un cerc magic, voi intra cu croșetul pe dedesubt, voi extrage cel de-al doilea fir și voi face primul ochi de lanț. În felul acesta începem. Iar acum voi continua cu cel de-al doilea și cu cel de-al treilea ochi de lanț, care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra în interiorul cercului magic și voi continua lucrând un număr total de 20 de piciorușe duble. Deci avem nevoie de 20 de piciorușe duble. Așa cum vă spuneam, partea frumoasă a acestei lucrări este faptul că nu trebuie apretat. Și deci foarte ușor de lucrat. Deci vom continua, repet din nou, deci, cu piciorușele duble, iar noi ne întâlnim când vom avea un total de 20. Am lucrat cele 20 de piciorușe duble, acum voi închide cu fir alunecat în corespondență celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Iar acum voi continua. 1, 2, 3 piciorușe duble care țin loc, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În corespondența celui iași ochi, voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Deci, acest rând va consta în înmulțiri. În corespondența fiecărui picioruș dublu, noi vom face o înmulțire și astfel, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 40 de piciorușe duble. Dacă uneori greșesc, vă rog să mă scuzați, este ora 2 noaptea la mine, eu nu am dormit decât 2 ore, bătrâna nu mă lasă să dorm, așa că uneori este posibil să și greșesc, dar mă corectez. Important este ca dumneavoastră să înțelegeți ceea ce eu lucrez. Deci, la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu 40 de piciorușe duble. Am ajuns și la capătul acestui rând, am obținut cele 40 de piciorușe duble, voi închide cu fir alunecat în corespondență celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum voi continua cu 3 ochiuri de lanț, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. După care, în corespondența acestuia, însă voi face alte 2 ochiuri de lanț de separare, deci avem un total de 5, voi lua firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face un picioruș dublu. Deci avem 2 piciorușe duble separate de 2 ochiuri de lanț. Firul pe croșet. Vom sări un picioruș din rândul anterior, vom intra în următorul și vom lucra din nou.
picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Voi sări din nou un picioruș din rândul anterior, voi intra în următorul, voi lucra din nou. Un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, urmate de un nou picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior. Iar acum voi face pentru a patra oară, deci avem una, două, trei, astfel, voi sări din nou un picioruș din rândul anterior, voi intra în următorul și pentru a patra oară voi repeta un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Din nou firul pe croșet, voi sări un picioruș din rândul anterior, voi intra în următorul. În acesta voi lucra 1, cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș. Deci în corespondența unui picioruș vom avea un total de 4 piciorușe duble separate de 2 ochiuri de lanț. Firul pe croșet, voi sări din nou un picioruș din rândul anterior, voi intra în următorul și voi lucra din nou 2 piciorușe duble două ochiuri de lanț, urmat de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș. Deci, practic, acest rând vine lucrat un picioruș din rândul anterior, da? Unu, nu. Așa. Acum vom sări din nou un ochi de bază și vom repeta aceeași porțiune care am lucrat până acum. Deci, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Va trebui ca să avem 6 astfel de rapoarte, să le numim. Deci, eu am 2, vom continua singure alte 4 rapoarte, însă nu uitați, un picioruș din ochiul de bază vine sărit. Acum este cel de-al treilea. Două ochiuri de lanț de separare, urma de alte 2 piciorușe duble, în corespondența aceluiași picioruș. Și avem 1, 2, 3. Următoarele 3 le lucrăm singure. Am lucrat cele 6 rapoarte formate din 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble. Voi continua firul pe croșet, voi sări un picioruș din rândul anterior, voi intra în următorul și voi lucra un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț și cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Vom repeta astfel pentru un total de 4 ori, sărind de fiecare dată un picioruș din rândul de bază, deci un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Am lucrat deja de 2 ori. Și pentru cea de-a patra oară am lucrat un picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separat, urmate de un nou picioruș dublu.
Acum ne vom întoarce la rapoartele cu patru piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare și vom lucra în același mod. Vom sări un picioruș din rândul anterior, vom intra în cel de-al doilea și vom face 1, 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, urmate de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș. Sărim un ochi de bază, intrăm în următorul și continuăm. Deci vom avea din nou un total de 6 astfel de rapoarte. Ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând. Acum voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș cu fir alunecat. După care voi intra în corespondența celor două ochiuri de lanț cu fir alunecat și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, urmat de alte două ochiuri de lanț de separare, voi lua firul pe croșet. În corespondența aceluiași spațiu voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra în același mod. Un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț, voi intra în următorul spațiu, un picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, cel de-al doilea picioruș dublu, ochi de lanț, voi intra în corespondența ultimului spațiu, un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, urmat de cel de-al doilea picioruș dublu, scuzați, așa, după care voi face un singur ochi de lanț. Voi intra în spațiul dintre rapoartele formate din cele două piciorușe duble din rândul anterior și cele formate din patru. Deci între acestea voi intra și voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț, firul pe croșet, iar în corespondența acestor două ochiuri de lanț, dintre cele patru piciorușe duble, voi lucra 1, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare și voi continua cu alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Un ochi de lanț, un picioruș scurt între cele două rapoarte, deci intrăm aici, facem piciorușul scurt, un nou ochi de lanț, după care ne deplasăm în continuare în următorul spațiu și vom face două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. În felul acesta formăm acea parte dantelată, un ochi de lanț, un picioruș scurt între cele două rapoarte, un ochi de lanț și vom continua astfel în următoarele. Ce am făcut aici? 1, 2. În următoarele 4 rapoarte vom continua în acest fel. 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble, continuăm un ochi de lanț, piciorușul scurt între rapoarte, un ochi de lanț și luăm totul de la capăt.
Am încheiat această serie de 6 rapoarte formate din 4 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare. Acum voi face ochiul de lanț din afară, voi face piciorușul scurt între rapoarte, după care am ajuns din nou în corespondența celor 4 rapoarte formate din câte 2 piciorușe duble separate din 2 ochiuri de lanț. Și aici voi lucra în corespondența celor 2 ochiuri de lanț un picioruș dublu, apoi voi face 2 ochiuri de lanț de separare, cel de-al doilea picioruș dublu. Un ochi de lanț, voi intra în următorul spațiu format din cele 2 ochiuri de lanț și am făcut un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, cel de-al doilea picioruș dublu, corespondența aceluiași spațiu, un ochi de lanț, voi intra în cel de-al treilea spațiu format din cele 2 ochiuri de lanț, făcut piciorușul dublu, 2 ochiuri de lanț, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț și voi intra în ultimul spațiu format din cele 2 ochiuri de lanț și voi face un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț urmate de cel de-al doilea picioruș dublu, iar acum voi face un ochi de lanț și voi face piciorușul scurt, pentru că vom începe seria de cele 6 rapoarte formate din 4 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare. După piciorușul scurt, aici voi face din nou un ochi de lanț, firul pe croșet, intru în primul spațiu format din cele 4, din cele 2 ochiuri de lanț și voi face 4 piciorușe duble separate de 2 ochiuri de lanț, cum am făcut partea cealaltă. Deci am 2 piciorușe duble deja, 2 ochiuri de lanț, urmat de alte 2 piciorușe de duble în interiorul aceluiași spațiu, un ochi de lanț, piciorușul scurt între rapoarte, un ochi de lanț, firul pe croșet, vom intra în următorul spațiu și vom lucra așa cum ați văzut. 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble, după care în afară vom face piciorușul dublu, piciorușul, ochiul de lanț, scuzați, piciorușul scurt, ochi de lanț, deci acum ochi de lanț, piciorușul scurt, un nou ochi de lanț și vom intra din nou cu piciorușele duble în următorul spațiu. Deci vom lucra pentru un total de 6 ori în acest mod. Noi ne vom întâlni, uitați-vă ce frumos se aranjează. Ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la sfârșitul ultimului raport. Voi face ochiul de lanț din afară, piciorușul scurt, ochiul de lanț și apoi voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Și vom închide cu fir alunecat. Cu fir alunecat voi intra în corespondența acestor două ochiuri de lanț și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu, firul pe croșet în corespondența ochiului de lanț dintre piciorușele duble. Voi face din nou un picioruș dublu, voi intra în piciorușele duble și voi lucra în ochiurile de lanț și voi lucra 2 piciorușe duble. Am spus, trebuie să fiți un pic atente și dumneavoastră.
un picioruș dublu în corespondența ochiului de lanț singur. Apoi voi intra în corespondența celor două ochiuri de lanț și voi repeta cele două piciorușe duble. Din nou, un picioruș dublu în corespondența ochiului de lanț singur, două piciorușe duble în corespondența celor două ochiuri de lanț. De acum pornim partea din jos, deci rochița propriu-zisă. În acest moment vom pune lucrul în două și vom intra din nou în corespondența primelor două ochiuri de lanț dintre piciorușele duble și voi lucra două piciorușe duble, unul, cel de-al doilea, picioruș dublu în corespondența ochiului de lanț singur, alte două piciorușe duble în corespondența celor două ochiuri de lanț, un picioruș dublu în corespondența ochiului de lanț singur, două piciorușe duble în corespondența celor două ochiuri de lanț, un picioruș dublu în corespondența ochiului de lanț singur, două piciorușe duble în corespondența celor două ochiuri de lanț, și am ajuns la capătul rândului pe care îl vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. În felul acesta am terminat primul rând al rochiței. Acum voi face în corespondența acestui picioruș, voi continua cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. După care, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra în piciorușul următor și voi lucra două piciorușe duble. Deci am primul, cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș, firul pe croșet și de această dată voi lucra un singur picioruș dublu în relief. Voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu din rândul anterior, voi scoate firul și voi lucra piciorușul dublu. După care, din nou, în următoarele două piciorușe, vom lucra un picioruș dublu în primul, cel de-al doilea picioruș dublu în următorul, din nou un picioruș dublu în relief, deci ați văzut, am intrat pe dedesubt, cred că aici am greșit, da? Voi face înmulțiri, vor fi două înmulțiri consecutive, exact ca la început, deci voi face corespondența a două
două piciorușe duble voi face câte o mulțire. La acesta, după care din nou voi face piciorușul dublu în relief. Voi intra dedesubt, voi extrage firul, fac piciorușul dublu. În următoarele două piciorușe voi face din nou câte o mulțire. Ceam primul, cel de-al doilea picioruș dublu, în corespondență unui singur picioruș. În următorul picioruș voi face din nou o mulțire. Deci am 4 piciorușe duble. Acum piciorușul dublu în relief. După care voi continua cu o mulțire în următorul picioruș. Deci voi face două piciorușe duble aici. În următorul din nou voi face o mulțire. Primul și cel de-al doilea picioruș dublu. Un picioruș dublu în relief. E un pic mai dichisită această rochiță, însă îi dăm noi de capăt. În următoarele două piciorușe vom face câte o înmulțire. Avem prima, cea de-a doua înmulțire. Un picioruș dublu în relief, urmate din nou de două înmulțiri. Prima, cea de-a doua înmulțire, o lucrez acum. Acum voi face piciorușul dublu în relief. Continuăm cu două înmulțiri. Deci acest rând constă în două înmulțiri, un picioruș dublu în relief. Două înmulțiri, un picioruș dublu în relief. Așa, acum este cea de-a doua înmulțire. Și piciorușul dublu în relief, cu care închidem și acest rând. Va fi un tutorial un pic mai lunguț, însă eu cred că merită. Am ajuns la capătul rândului și voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. În momentul în care am ajuns aici, vom lucra 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care țin locul unui picioruș dublu. În următorul picioruș voi face o înmulțire. Dar și în acesta facem o înmulțire. Acesta facem un picioruș dublu, am continuat cu un picioruș dublu. Acum, în cel de-al treilea picioruș voi face o mulțire. Mă uit și pe model și ar trebui să fac semn cu creionul ceea ce am lucrat, deci o mulțire în cel de-al treilea. În cel de-al patrulea picioruș voi face un picioruș dublu normal. Am
am ajuns în corespondența piciorușului dublu în relief, pe care îl vom lucra tot în relief, deci voi lucra, voi intra pe dedesubt, voi face piciorușul dublu, după care voi continua cu două piciorușe duble, cel de-al doilea, voi face în următorul o mulțire, picioruș dublu în relief, după care voi continua din nou cu două piciorușe duble, în cel de-al treilea o mulțire, un picioruș dublu în cel de-al patrulea. Am ajuns din nou în corespondența piciorușului dublu în relief. Vom face piciorușul dublu în relief și vom continua. Două piciorușe duble. Unu. Doi. În cel de-al treilea voi face înmulțirea. Cel de-al patrulea, un picioruș dublu normal. În cazul în care nu înțelegeți ceva, vă rog să-mi scrieți. Acum voi face piciorușul dublu în relief. Să-mi scrieți, iar eu voi veni cu explicațiile necesare. Voi continua din nou cu două piciorușe duble. Unu. Cel de-al doilea. Cel de-al treilea vom face o mulțire. Un picioruș dublu. Un picioruș dublu în relief. Am lucrat aceste două rânduri aproape pas cu pas pentru că este nevoie. Voi continua cu două piciorușe duble, unu, doi, o mulțire în cel de-al treilea, unu, doi, un picioruș dublu, piciorușul dublu în relief, două piciorușe duble consecutive, o mulțire, un picioruș dublu, piciorușul dublu în relief și am încheiat și acest rând. Vom închide cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș de la începutul rândului. Acum voi face trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu.
voi lucra piciorușe duble până în corespondența piciorușului dublu în relief. Trebuie să păstrăm acel picioruș dublu. Deci am un total de 5 piciorușe duble, 2, 4, 5, după care urmează piciorușul dublu în relief. Și vom continua în felul acesta pe întreg parcursul rândului. Deci 5 piciorușe duble, un picioruș dublu în relief. Vom lucra în acest mod un total de 1, 2, 3, 4, 5 rânduri. Deci pentru 5 rânduri vom lucra 5 piciorușe duble, un picioruș dublu în relief. 5 piciorușe duble, un picioruș dublu în relief. 5 rânduri vom lucra în acest mod, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 5 rânduri. Și cam așa începe să se prezinte. Ne întâlnim când terminăm de lucrat aceste 5 rânduri. Am ajuns la capătul celor 5 rânduri. Voi face ultimul picioruș dublu în relief. Voi închide cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș de la începutul acestui rând, după care voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. În următorul picioruș din rândul anterior voi face un picioruș dublu. În cel de-al treilea picioruș dublu din rândul anterior voi face o mulțire, deci vor fi două piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș. Voi continua cu două piciorușe duble lucrate normal. 1, 2. Piciorușul dublu în relief. După care voi lucra din nou două piciorușe duble. Mulțire. Două piciorușe duble. Între timp la mine s-a pornit și o furtună afară, chiar dacă de acum este aproape 4 dimineața. Și picioruș dublu în relief. Deci acest rând va consta în două piciorușe duble lucrate în mod normal, în cel de-al treilea picioruș dublu vom face o mulțire, vom continua cu două piciorușe duble în mod normal, apoi vom face piciorușul dublu în relief. Astfel vom lucra pe întreg parcursul rândului. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând și vom continua lucrarea. Acum am piciorușul dublu în relief și vom continua singure așa cum am explicat. Am ajuns la capătul rândului, voi închide cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș. Acum fiecare raport între piciorușele duble în relief constă în 2, 4, 6 piciorușe duble. Eu voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În următorul picioruș dublu, deci în piciorușul dublu numărul 2, voi face un picioruș dublu simplu. În piciorușul dublu numărul 3, voi face un număr de 3 piciorușe duble, deci în corespondența aceluiași picioruș. Cel de-al doilea, cel de-al treilea, firul pe croșet voi intra în cel de-al patrulea picioruș și voi face din nou 3 piciorușe duble. 1, 2, 3, după care voi continua cu
două piciorușe duble lucrate în mod normal. Și piciorușul dublu în relief. Deci exact în piciorușele unde am făcut înmulțirea, în corespondența celor două piciorușe, noi vom lucra câte trei piciorușe duble. Iar la sfârșit vom obține pentru un raport 2, 4, 6, 8, 10 piciorușe duble. Deci între piciorușele în relief vom avea un număr de 10 piciorușe duble. Așa vom lucra întreg rândul. Am ajuns și la capătul rândului, acum voi închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Vom scurta firul și îl vom ascunde. Dacă nu puteți ascunde cu croșetul, puteți folosi acul. Și așa cum și altă dată v-am arătat, pentru a închide frumos aici, să nu se vadă urât, vom trece cu croșetul sau cu acul prin cel de-al doilea ochi, vom extrage firul. Îl vom trage bine și vedeți, aici este închis perfect. Acum eu voi ascunde acest capăt de fir și îi voi da un pic de stabilitate. Voi face câteva noduri în felul acesta. Eu sper că ați înțeles ceea ce v-am prezentat astăzi dimineață, chiar dacă uneori am avut un pic, m-am încurcat puțin, sunt și foarte obosită, nu dorm nopți la rând. Acum voi scurta acest fir și uitați-vă, am realizat îngerașul nostru, care stă în picioare foarte bine, fără să fie apretat. Ia uitați-vă ce frumos se prezintă. Poate fi realizat în orice culoare doriți dumneavoastră. Aici, opțional, putem pune o mărgeluță, prin care apoi să trecem cu un fir transparent și să putem pune în brăduț îngerașul sau ceea ce dorim să reprezinte ca îngeraș. Putem foarte bine aplica un astfel de căpușor, însă dificultatea la acestea sunt cumpărate din comerț, este că nu au o gaură prin care să putem trece un fir. De aceea eu astăzi mă opresc aici. Voi gândi între timp cam ceea ce am putea realiza în continuare, în speranța că v-a plăcut ceea ce v-am prezentat. Vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like. Pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității. Nu uitați că YouTube mi-a oferit și această oportunitate de a avea membri. Cine dorește poate să devină membru. Cine este membru și are anumite dorințe pentru anumite lucrări, vă rog să-mi scrieți, să-mi lăsați mesaj, fie în privat pe Messenger, fie pe pagina grupului, să pot executa ceea ce doriți dumneavoastră. Ca întotdeauna, eu vă îmbrățișez cu drag, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc pentru comentariile foarte frumoase și pentru susținere. Vă mulțumesc pentru faptul că mereu mă încurajați prin cuvintele dumneavoastră, chiar dacă eu uneori greșesc.
vă salută Tatiana, vă doresc o zi minunată și ne vom revedea cu un nou tutorial. Până atunci, eu vă spun la revedere!